Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre concediul de maternitate, reglementare. Ordonanța de urgență a Guvernului 96/2003 a fost modificată sau completată? Salariata gravidă, care a informat angajatorul despre starea sa de graviditate, mai are dreptul la 2 ore pe zi libere plătite? Ce lege este înlocuită de Ordonanța de urgență a Guvernului 111/2010? Până la apariția Ordonanței de urgență a Guvernului 111/2010, ce lege reglementează concediul de creștere copil? Care este legislația privind maternitatea care a fost modificată în ultimii ani? Ordonanța de urgență a Guvernului 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă a fost aprobată cu modificări prin legea 25/2004. Astfel, potrivit articolului 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului 96/2003, angajatorii sunt obligați să acorde salariatelor care alăptează în cursul programului de lucru 2 pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului. În aceste pauze se include și timpul necesar de plasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu 2 ore zilnic. Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă acordate pentru alăptare se includ în timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. Salariata gravidă este femeia care anunță înscris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare. Articolul 2, litera C din Ordonanța de urgență a Guvernului 96/2003. Pentru salariatele care se află în una din situațiile prevăzute la articolul 2, literele C și D, și își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezată, angajatorii au obligația de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să îi se asigure, la intervale regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus și în poziție șezândă sau respectiv pentru mișcare. Medicul de medicină a muncii stabilește intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziției de lucru, perioadele de activitate, precum și durata perioadelor pentru repaus, în poziție șezândă sau respectiv pentru mișcare. Dacă amenajarea condițiilor de muncă și sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic și sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective. În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă cu menținerea veniturilor salariale suportate integral din fondul de salarii al angajatorului potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Salariatele prevăzute la articolul 2, litera C, literele C și E nu pot fi obligate de către angajator să realizeze activități pentru care evaluarea a evidențiat riscul de expunere la agenți sau condiții de muncă prevăzute la litera A și B din anexa numărul 2. Angajatorii au obligația de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultații prenatale în limita maximum 16 ore pe lună, în condițiile prevăzute la articolul 2, litera F, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. Ordonanța de urgență a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor vine să înlocuiască Ordonanța de urgență a Guvernului 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copiilor. În prezent se aplică ambele acte normative. Concediul și indemnizația de maternitate este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Secțiunea concediul și indemnizația de maternitate din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului 158/2005 a fost reglementată de norma de aplicare a Ordonanței de urgență
a Guvernului 158 pe 2005, publicată în Monitorul Oficial numărul 147 din 16 februarie 2006 și de Ordinul 95 pe 2006, care au fost abrogate.